Bună ziua, iată-ne la un nou sezon Infuzia de pe Păști, ediția a 7-a, nu Cristina? După o vacanță bine meritată, am promis că revenim în septembrie, am revenit. Avem aici o casă nouă, la editura Helvelet și mulțumim editorul Alex Bărcescu pentru că ne găzduiește. Deci aici, de acum înainte, vom avea Infuzia de povești, un nou concept, am trecut la formatul online. Asta pentru că în decursul celor 7 luni, cu tot cu ediția pilot din decembrie, oamenii din alte orașe care nu puteau ajunge în București când aveam Live Fusion Sport and Bar întâlnirile, ne reproșau că nu ne pot urmări integral. Noi aveam doar un teaser pe Facebook. Acum vom avea ediția toată pe Facebook. În aceeași formulă consacrată alături de colega mea, scriitoarea Cristina Lemerovski. Vă salut! Astăzi avem o invitată, eu o zic deosebită și nu fac complimente gratuit. Mă bucur să ne întâlnim. Doamna profesoară universitară Mihaela Miroiu este deja extrem de cunoscută. Câți followers aveți, doamna profesoară, pe Facebook? Nu știu, 22.000 de mii. Cred că puțin scriitor pot să spună că au atâția followers. Cristina, te ocup tu să faci prezentările scurt, să intrăm apoi în temă, pentru că n-am anunțat tema. Da, da, bună idee. Noi am discutat puțin înainte ce temă ne-ar plăcea să fie pentru prima ediție, că am vrut să fie ceva foarte puternic, ceva actual și ne-a venit ideea cu subiectul acesta, ce înseamnă să fii femeie în România în 2019, pentru că am văzut de-a lungul verii foarte multe discuții, foarte multe controverse, au fost parcă două tabere mereu în război, în discuții. Cei care susțineau că feminismul este absolut necesar în România de azi, pentru că vedem cu toții că încă mulți nu știu exact ce înseamnă, mulți au o părere despre femei care nu este tocmai potrivită cu lumea de azi și cu felul în care a evoluat societatea. Și m-am gândit că ar fi o temă foarte interesantă, iar apoi primul nume care mi-a venit în minte a fost al doamnei profesoare Mihaela Miroiu, pe care de când o știu am văzut-o foarte activă și foarte altruistă în lupta pentru drepturile femeilor și mai ales în lupta asta de a explica oamenilor ce înseamnă feminismul, pentru că văd foarte multe păreri greșite despre ce este feminismul. La noi este foarte răspândită concepția că acele femei care se prezintă drept feministe nu sunt tocmai feminine și nu și-au îndeplinit condiția lor de femeie. Am citit foarte multe postări și impresii de genul ăsta și m-a șocat așa un pic. Da, așa și m-am gândit că doamna Miroiu poate să facă foarte mult, să limpezească foarte mult pe tot ce înseamnă pe tema feminismului. Și cred că este și o persoană foarte carismatică, deci este perfectă pentru infuzia noastră de povești, unde de la început m-am pornit cu ideea de a aduce invitați care chiar au ceva foarte puternic de spus. Exact, și care au o comunitate în jur, pentru că până la urmă în România astăzi contează foarte mult să, atunci când ai niște opinii bine argumentate și bine studiate, la care ai ajuns prin educație și noi avem și pe Seșa, da, care nu apare în patru. Care acum apare în patru. Scoată Infuzia de povești, da, cu siguranță. Ea probabil o să fie invitatul permanent la Infuzia de povești. E drăguț. Da, este. Și legat de acest subiect, doamna Miroiu, evoluția femei din 89 încoace, bine, s-a tot vorbit despre ce era înainte de 89, ce e după 89. Asta ca să simplificăm, că e foarte greu să cuprindem când ne-am propus aici subiectul acesta, atâtea nuanțe. Există o evoluție în abordarea a ceea ce ar trebui să fie femeia în societate, statutul ei, imaginea, așa cum o văd bărbații. Eu de ce vă spun asta? De ce vă întreb? În anii 90 am lucrat în presa scrisă și în televiziune, unde
vă spun, până în anii 2000 era un mediu preponderent masculin. Și erau cumva unisex. Deci ziaristul nu avea sex, așa se și spunea atunci. Era o glumă între noi. Eu nu știu cum mai sunt acum lucrurile într-o redacție, pentru că am plecat în 2003. Nu pot să spun că am resimțit foarte tare faptul că eram femeie. Din potrivă era... că sunt femeie, că sunt și acum. Din potrivă eram chiar solicitată cot la cot cu reporterii să merg în zone de conflict. Eu am lucrat în jurnalist de investigații, am fost la mineriade, am fost la manifestații, am fost la lupte între clanurile mafiote, interlope. Deci eram însărcinată în luna 7 și am fost trimisă la o bătălie în Sintești sau nu mai știu unde, unde se băteau două grupuri. Deci nu s-a făcut niciun fel de rabat de la faptul că eu aș avea o burtă sau... Și nici eu nu am simțit că... Deci devenisem și eu cumva... Dar asumasem acel rol. N-am protestat, uite, sunt însărcinată, mă simțeam foarte bine, nu mi-era rău. Și m-am dus și știu că atunci mi-a spus șeful: păi, cu atât mai bine că ești însărcinată, că nu vei lua bătaie. Poate te-au ales strategii. Revenind la ce am întrebat, putem vorbi de o evoluție în mentalitatea românului vis-a-vis de temele acestea? Ca să știm, dacă e vorba de evoluție, trebuie să vedem de la ce evoluează. De asta vom întreba. Adică, pe de o parte, răspunsul la întrebarea care era mentalitatea românilor înainte de 89, nu poate fi decât speculat. Pentru că nu aveam instrumente să vedem cum gândesc oamenii în mod real decât în cercuri foarte restrânse, adică în cercul de prieteni, de colegi, în familie. Și cam experiența noastră despre ce gândesc ceilalți oameni, inclusiv despre femei, era foarte... foarte restrânsă. Nu putea să se reflecte asta în niciun caz în presă și nu erau interzise cercetările sociale ca să vezi realmente, să faci o diagnoză statistică în legătură cu diverse probleme sau interese ale oamenilor. Deci nu știm. Plecăm de la faptul că nu știm. Plecăm de la faptul că există niște experiențe anterioare în care aparent tratamentul femeilor și bărbaților era egal. În sensul în care, în comunism, în mod egal, toți trebuia să muncim. Egalitatea consta în obligația de a munci. Asta era o chestie foarte clară. Niciodată în comunism nu s-a contestat faptul că femeile muncesc dublu, respectiv muncesc acasă. Toate rolurile dinainte de comunism s-au păstrat și, în plus, s-a adăugat dimensiunea muncii salariate. Noi am plecat de acolo și în momentul în care spuneți eram tratată în anii aceia, în anii 90, în redacție. La fel și mă trimiteau în teatru de... Răspunsul feminist la chestiunea asta este: dar cine hotăra politica editorială? Cine hotăra politica ziarului? Cine hotăra ce este interesant și important de făcut? Respectiv, da, n-a contestat nimeni niciodată la noi în țară faptul că femeile pot munci. A contestat faptul că pot hotărâ ele ce e important, care este ierarhia importanței lucrurilor, ce trebuie să facă, etc. Adică, pe scurt, întotdeauna negată, chestionată sau alungată a fost mintea femeilor și nu faptul că ele pot să muncească. Asta e un lucru foarte clar. Feminismul vine și îți spune, stați puțin, pentru că legile sunt făcute prin excelență de voi. Cultura fundamentală, cea în care ne formăm de la bun început, inclusiv ce există în manualele de școală, lucrurile astea care fac parte din ceea ce noi numim cultura generală, e prin excelență scrisă de bărbați, cel puțin până acum 50 de ani. Deci noi moștenim o cultură andromorfică, deci după chipul și asemănarea a bărbaților și a percepțiilor lor, și poate că este timpul să ne lăsați să gândim și cu capul propriu, și noi înșine, da? Și despre, de la problemele cotidiene până la cele profesionale, până la faptul dacă faci pace sau război, care e conținutul legilor, care ar fi prioritățile administrative, deci lăsați-ne să ne folosim mintea.
și în folosul nostru și în folosul profesiei și al comunității. Asta este prima și cea mai importantă problemă a feminismului. Să ne lăsați să ne proiectăm și experiențele noastre ca importanță. Vă dau un exemplu foarte simplu. Faptul că cea mai adâncă formă de patriarhat, adică de dominația bărbatului, la noi nu e la ora actuală nici în Parlamentul European, nici măcar în Parlamentul României, este la nivelul consiliilor locale, mai ales în sate. Adică se păstrează structura asta, femeile muncesc, bărbații gândesc, da? În momentul ăsta, noi în România avem un retar absolut teribil în ceea ce privește apa curentă. Satele astea n-au canalizare și apă, marea lor majoritate. În schimb, sunt asfaltate. De ce? Pentru că hotărârea priorităților o au bărbații. Lor nu l-a păsat că femeile trebuie să aducă apă de la o fântână ca să gătească sau să spele. Dacă banii sunt puțini, noi aia care suntem acolo hotărâm unde se duc. Cum n-au hotărât femeile, satele nu sunt canalizate. Deci am dat un exemplu banal, non-filozofic, cum vreți, dar care arată ce înseamnă să iei decizii inclusiv la un nivel mic. Hotărăști ceva ce te interesează pe tine, asta e problema. Ori jumătate sau 51% dintre locuitorii tuturor tipurilor de comunități sunt femei. Ele nu hotărăsc cum să-și administreze viața lor și a comunității, nu hotărăsc unde se duc banii, de la cine se iau, unde se duc. Deci lucrurile astea continuă să existe în ciuda faptului că constituțional, legal, etc., ești egal. Nu ești egal în genul ăsta de hotărâri, nu ești egal, de exemplu, la Uniunea Scriitorilor când este vorba de judecata asupra operelor literare, când e vorba de canon, când e vorba să te întreb ce se pune în manualele astea de școală, nu? Care sunt autorii care trebuie să fie? Inclusiv întrebarea simplă, dar de ce se oprește literatura română învățată în școală aproape acum 50 de ani și ce s-a mai întâmplat în ultimii 50 de ani, tocmai când explozia de femei autoare a început să fie foarte mare și care nu sunt acolo. Când e vorba de împărțirea răsplăților de la nivelul premiilor, la nivelul accesului la academie sau accesului în sistemele de conducere, la nivel științific sau la nivel literar, artistic, femeile nu sunt sau aproape nu sunt ele care hotărăsc asta e bună, asta nu e bună, asta merită premiată sau apreciată, asta nu merită premiată sau apreciată. Deci, faptul că tu ai în continuare un decalaj foarte mare în decizii, în condițiile în care resursele sunt create jumătate de femei, jumătate, asta e. Toate resursele astea publice sunt rezultatul impozitelor, taxelor pe care le plătești femeile. Și cine hotărăște cum se alocă? Și care sunt prioritățile? Asta e o mare problemă. Este o problemă și nu pot să nu observ, să nu m-am remarcat. De-a lungul timpului, în schimb, șarul norii femei sunt foarte bine, în ghilimele, gestionați în spațiul public, în reclamele publicitare. Acolo, da, se poate admira feminismul sau feminitatea. Și, într-adevăr, asta spune multe, așa cum a spus, că spațiul decizional putem spune și acum că aparține mare parte bărbaților și nu femei. Femeia au granițele. Spațiul femei se reduce la cel domestic? O să dau un exemplu anecdotic. Da, chiar vă apropo de reclame. Da. La un moment dat, doctorandele mele au făcut o cercetare foarte serioasă pe conținutul reclamelor din punctul de vedere al imaginii bărbaților și femeilor. Mă rog, rezultatul a fost dezastros, cum apar unii și alții în reclame. Sigur că nu era chiar acum, în ultimii ani s-a mai schimbat ceva și asta e un lucru bun. Și firmele din afară au presiunile lor foarte mari să nu mai expună femeile numai ca pe niște bucățele care produc erecții mici și mijlocii, că despre asta vorbim. Și sunt mai dispuși să intre în această influență. Dar acum mai mulți ani am avut o întâlnire cu mari creatori de reclame din România. Le-am prezentat rezultatele cercetării și cineva, nu spun de la ce firmă, de bere, o persoană care e o imagine din asta
emblematică pentru PR, zice, noi n-am avut niciodată asemenea probleme. Și a spus, dom'le, eu am văzut vreo 7 sau 8 luni de zile o reclamă în Piața Romană, de susul până jos unui bloc, pe care scria, nu există femei urâte, ci numai bărbați care n-au băut destul de bere. Da? Și zice, n-aveți simțul umorului. Bun, hai să procedăm așa. Facem un experiment mental. Punem pe bloc un vecinat, o reclamă la mezeluri și spunem. E o femeie pe ea și care spune. Pentru o bucată de cârnat nu merită să iei un porc întreg. Omul a ieșit din sală, da? Adică, domnule, trebuie să te pui și în pielea. Da, da. Deci a ieșit din sală indignat. Deci, nu înțeleg cum tu ieși din sală indignat pentru ceva care a fost o experiență pur mentală. Imaginează, te pune în situația asta, iar eu nu trebuie să mă ofensez când tu faci o reclamă de genul ăsta. Adică sunt lucruri care nu te ating. De exemplu, hai să zicem că înlocuim toate mărețele în jurături românești care se referă prioritar la Dumnezeu și la mamă, cu Dumnezeu și tată. Nu? E o experiență trăsnită, dar care arată o chestiune. Nu avem nicio ezitare, nu ne tresare nimic din fibra noastră morală să infamăm sistematic femeile. De la infamare până la desconsiderare, până la faptul că ele nu contează, până la Doamne ferește cazuri extreme de violență și atrocitate, pașii nu sunt chiar așa de imprevizibili. Da, da. Nu zic că cine defăimează sau cine face reclame de astea ar face pasul următor. Dar vreau să spun că se creează o cultură a toleranței. Ca și cum e normal. Da, se cultivă în cotidian toată povestea aceasta, se banalizează, devine ceva obișnuit și de aici o marginalizare, practic. Asta toate bancurile misogine, dacă luăm așa și ne gândim. Câte bancuri cu un blond trecea strada? Da, și câte blondă. Bine, tu ai și simțul umorului. Este o asimetrie radicală, între felul în care sunt tratați bărbații și felul în care sunt tratate femeile. Și chestiunea care te uluiește este că toți bărbații care o fac sunt fii unor mame. Da. Jumătate sunt tați de fiice. O mare parte dintre ei au soții pe care le respectă, au colegi admirabile și trăiesc cu niște femei imaginare, ficțiunea asta pe care îți place să o desconsideri, pe care îți place să o bagiocorești fără să te gândești cum sunt alea reale care sunt lângă tine și le cunoști. Deci prefer o ficțiune de asta convenabilă pe care o construiești așa un fel de păpușă de paie care este, ba, soacra infernală, ba, nevasta sinistră, ba, nu știu ce, și care nu se potrivesc cu cele lângă care ești. Dar îți place să o faci. Ce încurajează asta? Încurajează o cultură care a fost fundamental patriarcală și misogină, neclintită ca atare. Clintirea serioasă a început acum un secol, dar a clinti e una. A desface pe bucă și a schimba lucrurile, durează foarte mult. E o cultură care luptă foarte mult să rămână pe loc, pentru că am văzut că oamenii care resping feminismul iau foarte personal lucrurile astea când se vorbește despre egalitate între femei și bărbați. Cineva. O reflectă ca pe un fel de castrare. Da. Simbolică. Este o agresivitate foarte mare. Păi, demonizând feminismul, nu? Până la urmă asta se numărește. Demonizez feminismul. Da. Pentru că eu acum am și niște alte categorii de explicații. În primul rând, feminismul ți atacă ideologia lenii. Ți se cuvine să fii servit. Ți se cuvine să ți se gătească. Ți se cuvine ca cineva să stea preș în fața dorințelor tale. E greu să-ți imaginezi că dacă ți-e foame, trebuie să mai și gătești, că dacă te-ai murdărit, mai trebuie să și speli lucrurile, că dacă ai un copil, mai trebuie să te și ocupi de el. E foarte greu. Și atunci, chestia asta cu senzația că ce faci, dom'le, ți se usucă bărbăția dacă pui mâna și îți rezolvi aceste nevoi alimentare și, mă rog, nevoile de fiecare zi, de sentimentul ăsta idiot, care pe de-o parte tu îl proiectezi într-o ideologie, bărbat fiind, mi se cuvine, așa?
Și în care când vin feministele și zic, mă frate, nu ți se cuvine. Nici ție mai mult decât ți se cuvine unei femei. Deci, pe scurt, dacă ai aceste nevoi, rezolvă-ți-le. Sau dacă ai copii, crește-i la cu frecvență. E greu să părăsești privilegiul de a fi servit și eventual ajutat undeva. Când tu ești un scriitor important deja canonizat și te-ai învățat inclusiv din ce ai citit literatură că trebuie să existe la poalele tale nu știu câte galatei care să leșine de plăcere că te văd și ele sunt doar inspiratoare pentru maestru sau ceva de genul ăsta și te trezești cu femeile astea care zic, stai mai puțin, că da, femeia, eu scriu. Doar de ce să nu da? Niște vestali? Da, okay. Nici măcar... Ce-l împiedică? Mie nu-mi place o lume care ar fi inversă. Deloc. Da. Dar, dar cu ce ocazie tu ai dreptul să te să creezi, să te afirmi, să te proiectezi în lumea asta, să ai toate condițiile, să ai toate condițiile și mie îmi spui să stau la poalele tale. Adică, pe asta v-am să vă dat, doamna mine, dar nu ar trebui să existe, să pornească de la fiecare femeie. Cum, nu, n-a pornit niciunde în lume, de la fiecare. Nu, dar fiecare dacă, da. Adică, dar de asta e nevoie de un ISP, să zic așa. Pentru că, de exemplu, eu socotesc că cea mai puternică feministă pe care o cunosc a fost străbunica mea. Care habar n-avea, n-auzise în viața ei de feminist. Sau că și bunica era o feministă, mama nu. Deci mama nu, mama a avut o atitudine foarte rezervată. Pentru motivul că ea avea un gen de pată mental în care internalizase toate datoriile astea cotidiene ca un fel de prelungire a destinului ei și gata. E, astea la alte două erau niște femei foarte libere. Numai că libertatea lor era... individual asumată, personal asumată, o revoltă a lor și acționau ca atare, dar n-ar fi avut niciun fel de spor să o extindă în afara casei. În niciun caz. Ca să extinzi ceva în afara casei tale, ca nemulțumirile tale să devină politice, să devină culturale, politice și mai departe, trebuie să ieși din sfera asta. Și toate aceste nemulțumiri pe o formă de nedreptate, respectiv că dacă te-ai născut bărbat, ești sexul superior, numai mintea ta contează, ai privilegii și așa mai departe. Deci când vrei să contești această chestiune ca pe o mare nedreptate istorică, care trebuie să înceteze ca și femeile să aibă același drept să existe cu sens ca și bărbații, în momentul ăla se trezește marea revoltă, nu că vrei să schimbi o rânduire firească. Vrei să schimbi o rânduire. Asta e unul. Doi, firească nu e. Cam asta e. Ce înseamnă firesc? Firescul ăla s-a născut cândva, la începutul unei istorii de acest tip, care a fost precedată de o altă istorie. Știm de ce s-a născut. Nu știu acum, nu avem noi timp să intrăm în el. Dar știm de ce s-a născut. O asemenea istorie. Despre care nu spun. Dar cândva părea firea să ai sclavi. Mm. Foarte și multe lucruri au părut firești. Până și oamenii cineva la gândul ăsta. Da, să spun că totuși femeile trebuie să știe drepturile. Exact. Asta voiam să spun mai înainte. Multe femei nu știu. Nu știu că există adăposturi, că pot... Nu știu lucrurile basic, nu vorbesc cred de... Cred că asta ar fi foarte bine să se învețe și în școală și... Dar care a fost reacția când am zis că trebuie să facem cursul de pregătire pentru viața privată, pentru viața personală în școală? Reacția a fost vehementă, dură de tot, știm, în fine, într-un fel instrumentată de Coaliția pentru Familie, dar nu numai de ea. Pentru că, până la urmă, povestea asta a fost preluată și de politicieni și de tot. Adică spune, este un fel de a spune așa. Copiii trebuie să învețe la școală lucruri abstracte fără nicio legătură cu viața lor. Punct. Din punct de vedere științific sau ceea ce numim noi formare, înseamnă că copiii trebuie să știe incomparabil mai mult despre trinitrotolul decât trebuie să știe despre o digestie bună. Sau despre... faptul că într-o bună zi vor deveni părinți și asta înseamnă ceva. Și fiziologic înseamnă ceva și în planul relațiilor umane.
faptul de a ține în școală omul înstrăinat fundamental de propria sa persoană și de propria sa viață este o politică de stat. Nu? Da, da. Politica asta de stat este supra-instrumentată, pentru că în momentul în care eu integrez educația asta pentru viața privată în toate materiile, sunt toate materiile, fii atent aici, că m-am tot gândit, nu? Cum ne răspundem noi la întrebare de ce am învățat fizică atâția ani de școală și am dat și teze sau chimie? În condițiile în care apăsăm pe televizor și nu știm ce se întâmplă, băgăm fierul în priză să călcăm ceva și nu putem să explicăm fenomenul ăla, dar noi am învățat fizică. Nu? Am învățat anatomie în școală, dar noi nu știm unde e pancreasul, nici ce se întâmplă cu el în anumite situații. Am învățat chimie, dar noi nu știm realmente care e formula oțetului, ce e sarea, adică e atât de înstrăinată școala de viața directă a oamenilor. Și de lucrurile pe care le folosești. De asta vreau să zic. E foarte înstrăinată de asta. E foarte înstrăinată de faptul că trebuie să ieșim din școală. Știi ce înseamnă să fii vecin? Știi ce înseamnă să fii fiu sau părinte? Știi? Toate lucrurile astea care de fapt ni se vor întâmpla. Noi suntem proiectați într-un fel de cursuri scurte și cât se poate de opace, care preced cursurile universitare, ca și când fiecare, la fiecare materie, formează specialiști. Nu formezi, domnule, specialiști. Pentru specialiștii aia care au astfel de tendințe, faci clase speciale de matematică, de chimie, de biologie, că le place și să facă performanță. Dar educă-i pe ceilalți. Adică du-i în situația ca ei să iasă niște oameni întregi din școală, să nu le vină să fugă de acolo. Să nu le vină să stea pe smartphone-uri toate orele. Să nu știe ce să mai facă cu ei de plictisea. Deci la asta nu ne gândim. Că în mare măsură, absența lor, dacă școala nu e despre mine, deloc, nu? Care? De ce ar trebui să mă interesez așa de mult? Da, și tot mai mulți tineri încep să vadă ca pe obligație și ceva ce le predau profesorii nebuni. Da, suntem anacronic și... Unde ne aflăm, doamna Miro, pe harta Europei în egalitatea de șanse, să spun așa? În egalitatea de șanse, noi suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, este foarte clar, la cei mai mulți dintre indicatori, dar cel mai rău stăm la diferența de venituri între bărbați și femei și la diferența de timp liber între bărbați și femei. Deci asta e zona cea mai rea, unde decalajele sunt foarte mari. Stăm rău și la reprezentarea politică, dar astea două sunt colosale. Din punctul de vedere al sănătății... Da, o zonă... Uite, de exemplu, mai e o problemă apropo de asta. Din punctul de vedere al educației, în toată lumea există o tendință colosală de feminizare a educației de la un nivel încolo. În sensul în care, inclusiv la nivel de învățământ superior, la ora actuală, se ajunge cam la 60% absolvente, fete. E clar că școala devine pentru băieți foarte neprietenoasă. Nimeni nu trage semnale de alarmă, nimeni nu face nimic. Eu zic că în următoarele două decenii noi vom începe să avem probleme groaznice invers. Respectiv, vom avea o societate în care femeile într-o eră digitală, care nu cere prea multă forță fizică și așa mai departe, care cere abilități de comunicare, cere multitasking, lucruri care li se potrivesc, vor găsi tot mai ușor și de lucru și un spațiu social. Pe băieți nu-i recuperează nimeni. Și apoi sunt de fazași totuși. Ajung efectiv în situație de șomaj structural, dacă vrei. Și nu numai asta, ajung și în situație de singurătate și șomaj relațional. Relațional, trebuie să vă facem de fazași. Într-o cumplită singurătate. Da, va fi diferit. Dacă ne gândim și la cărți, în prezent, mai mult femeile citesc. Da, e clar. Și e toată chiar, lumea. Da. Și de multe ori... masterate și doctorate, doamna profesor poate să confirmeze mai mult femei. Da, se feminizează foarte mult și nimeni nu face nimic. Și atenție, uite ce înseamnă o lipsa unei educații feministe, că asta e interesant. Dacă ai o educație feministă, știi ce s-a întâmplat cu femeile în sistemele patriarcale.
Și aspirația ta este spre o viață într-un sistem partenerial în care considerația, respectul, demnitatea bărbaților și femeilor este respectată indiferent de sexul lor, în care, în mod normal, decizia ar trebui luată paritar și în societate și în familie. Și știi că a fost foarte rău în regimul ăla în care femeile au fost ținute undeva la pământ cu gura închisă. Dacă nu știi cât de rău e un regim de genul ăsta și ajungi într-o societate în care femeile vor prevala, inclusiv ca venituri, ca poziții profesionale, ca poziții de decizie, cine le împiedică pe acele femei care habar n-au cât de rău e să ai o dominare de un tip, să nu procedeze la o dominare inversă? Da, da. Deci ce spun este că dacă bărbații ar fi conștienți de asta, ei ar fi primii care ar cere să se facă educație feministă cât mai e timp, ca să știi cât de groaznic e. Ce pericol, da, pentru că, domnule, vine. Da. Vine. Și atâta vreme cât asta nu face parte din cultura elementară istorică pe care o înveți, sau literară, sau ceva de genul ăsta, oamenii nu știu. Da. Neștiind, ei se adaptează spontan. Păi ce sunt bărbații? O ceată de useless, nu? Da, această viziune distopică, să spun. Viziunea asta nu e atât de distopică, de care, din păcate, se poate... E deja un lucru care, uite aici, poate cam... Poate chiar începem să trăim. Și cu liceu e o mare problemă. Da. Face da. Cineva cercetări să se întrebe de ce băieții nu mai fac performanță la liceu, de exemplu. Și atunci probabilitatea ca ei să intre în învățământul superior scade. Și totul acest băieți, cum spuneați dumneavoastră, au niște mame. Ce se întâmplă cu aceste mame? Păi aceste mame ale lor sunt și ele produsul culturii în care trăim, că nu vin din lună. Da, da. Nu vin din lună. Dar, cum să zic, întotdeauna când e vorba să repari ceva care merge prost, ai două căi. Una este educația și asta e o strategie pe termen lung. Și alta e politica, asta e o strategie pe termen mai scurt. Dar ca să schimbi educația, trebuie să ai decizia politică care o schimbi. Deci încep cu asta. Dom'le, stai puțin. Eu nu știu de ce băieții merg mai prost. Nu știu de ce le scade numărul în învățământul superior. Nu știu de ce nu mai absolvi. Tu pornește din familie. Draga mea, dar familiile alea... E adevărat, dar statul nu se poate băga aici. Nici eu nu mă pot duce să o trag pe Maricica de mână și să-i spun, băi, învață-l pe fitul să gătească măcar atâta să știe să-și facă. Atunci când s-o însura și nu o să mai găsească slujbă la fel de mult ca nevastă, sau măcar să fie, să mai țină acolo pentru că face și el lucruri. Nu? Deci, ce să... Femeia aia e dominată de modelul cultural din care vine. Și ultima chestie este să aibă în minte că orice om, băiat, fetiță sau băiat, trebuie să fie independent, să învețe să fie independent. Și că independența începe cu legatul și returilor, schimbatul chiloților, spălatul lucrurilor, o omletă. Da. Începe cu ceva. Da, da. Nu? Și în momentul în care tu, pentru nevoile astea, pe eu am văzut acum pe Facebook recent un coleg de-al meu de facultate, care se lăuda, dar nu se lăuda, se plângea că i-a plecat nevasta și mai are cine să-i facă cafeaua dimineața. Dumnezeule mare! Și o făcea într-un fel de triumf masculin. Măi, de ce e un triumf masculin să arăți cât de dependent ești? Cât de neputincios ești? Mi se pare ridicol. Da. Toate aceste chestii, uite discuție, ca asta noastră, nu sunt instituționalizate, nu se regăsesc în școală și în formarea inițială. Site-urile de părinți nu discută despre ele. Nu? Da, discută de problemele personale și se rezumă la ce e acolo. Și cum e? Povestea nu e asta. Și ați amintit la un moment dat de persoanele singure. Sunt multe persoane singure în România. Sunt foarte mulți oameni singuri. O să fie tot mai mulți. Rupți din relații, din căsnicii. Sunt multe femei singure. Ele se descurcă, nu? Asta vreau să vă întreb. Dar care este percepția socială a societății asupra femei singure la noi față de cum e o femeie singură văzută în Occident? Este incomparabil mai bună decât a fost când eram eu tânăr.
Deci nu se compară. Sunt câteva percepții care s-au schimbat enorm. Despre mame singure, Dumnezeule mare. Nu da, o să vă este. Spun ce ar fi însemnat în generația mea să ai un copil care să nu aibă un tată cu clar certificat patern și, mă rog, o poveste foarte în regulă. În generația lui mama, divorțul era o calamitate foarte rușinoasă pentru o femeie, era chiar o nenorocire. La ora actuală lucrurile stau incomparabil. Da, da. Incomparabil mai bine și lumea acceptă tot mai mult că astea sunt alegeri. Cred că lucrurile pe care le acceptă mai greu, mai ales familiile, nu societate, înfierea unor copii când nu ești măritată, să zicem, sau însurat, pentru că vrei să ai experiențe de părinte și vrei un copil, asta pare mai greu. Încă există niște rezerve, dar mult mai mici, la hotărârea unei femei de a avea un copil, singură fiind, fără să aibă un tată foarte clar. Asta probabil clar. E cauza veniturilor mici, poate de aici, și asta ar fi o problemă. Când iei o decizie de genul ăsta, conștientă și mai ales, fără ca bărbatul respectiv să fie obligat, să fie legal părinte și să plătească, când iei o asemenea decizie și să spunem că recurgi la inseminare artificială, înseamnă că tu ai un stadiu, ai un stadiu de autonomie economică care să fii părinte. Să fii părinte. Deci sunt lucruri din astea care acum sunt incomparabili mai la îndemână. Nu, lumea s-a schimbat în mult. Cred că a contat foarte mult și că multe femei singure care au copii au ajuns modele, au vorbit foarte mult despre experiența asta. Și ușor, ușor, comunitatea din jurul lor a impus, și a impus, exact, și a impus și concepția asta, că nu e nimic în regulă. Da, până la urmă, nu încalcă niciun lucru. Și hai să fim serioși, că și copiii din generația mea și din generația copilului meu erau, de fapt, crescuți de un șir de femei. Da, care se numă mama, bunica, străbunica, care mătușa, cine mai putea. Sora, mamă, adică, și vecina. Dacă te uiți la ceea ce s-ar chema tatăl activ care își asumă foarte în pereche cu mama copilului, creșterea unui copil, pe de o parte astea au fost cazuri aproape inexistente și nici la ora actuală nu dau în brânci, adică nu e o foarte mare chestie, sunt mult mai mulți, e adevărat, sunt mult mai mulți. Și cinstit, poate că dacă ne ascultă și părinți tineri, eu sunt încântată acum să merg prin parcuri sau pe străzi, unde văd tați singur cu căluțiu și așa mai departe, și în condițiile în care în generația mea nu se întâmplă asta. Da, da. Deci mă bucur enorm, lumea se schimbă. Da. Da. Deci să încheiem așa într-o notă plină de speranță. Eu închei în nota mea plină de speranță. Este că începem să înțelegem că ne facem rău nouă, și femei și bărbați, dacă nu suntem conștienți ce nu merge bine în toată povestea asta și cum am putea să proiectăm o lume în care să ne simțim foarte bine cu noi înșine, indiferent de sexul nostru, și în care ne înțelegem și comunicăm realmente bine. Adică, mie mi-a plăcut întotdeauna și să am prieteni băieți și am și acum. Și am observat un lucru. Mulți dintre ei, care acum sunt bărbați de peste 60, da? Mi-au spus tot timpul, eu vorbesc cu tine lucruri pe care nu aș putea niciodată vorbi cu un bărbat. Lucruri care îi apăsau, lucruri grele, de suflet și așa mai departe. Bă, dar de ce oameni buni? Adică, schizofrenia asta, ăsta e sexul rațiune și ăla e sexul sensibilitate. Fiecare are un rol. Fiecare bărbat își cenzurează sensibilitatea ca să se dea bărbat, că altfel dacă nu e macho, să nu e fie realizat. Nu vrea să pară în fața niciunui alt bărbat altfel decât foarte puternic și stăpân pe situație. Trăiesc mai puțin. Deci, care e plata? Trăiesc în medie cu 6-7 ani mai puțin. Fac infarcturi mult mai multe și accidente vasculare mult mai multe pentru că sensibilitatea e acolo. Da, și e reprezentată. Da, este tot o consecință a unei presiuni.
socială, este. Pentru că dacă așa e presiunea spre masculinitate, la fel de idioasă ca și aia. Da, și toate modelele publice despre perfecțiune, idealizare, deci tot ce vedem și asta e prima presiune asupra noastră. Da, și problema e că se impune un singur model, trebuie să fie așa, femeia trebuie să fie așa, bărbatul așa e perceput de oameni, de acea educație de care vorbea doamna profesor. Dom'le, fii cum ești. Iar dacă oamenii din jur vor varianta ta falsă, înseamnă că n-au ce căuta în viața ta. Adică, de ce să ții la nivel de figurație niște oameni aproape de tine? Da. Dacă ei nu te iau cum ești și tu nu iei cum sunt, înseamnă că relația e o farsă. De bine, și tehnologia contribuie, pentru că Facebook în fond asta încurajează pe undeva. Pentru cine nu știe să gestioneze prețul asta de socializare, duce la un fel de narcisist și la construirea unei imagini alta decât cea reală, unde ai un grup de adulatori, îl blochezi pe cine îți place. Asta a fost mereu. Rezolv lucrurile foarte rapid față de rea și mult mai comod. Fără îndoială tema. În realitate, până te desparzi de cineva. Există și lucruri extrem de pozitive, cum ar fi că oamenii realmente singuri. Nu contează, dar este și reconectare, de reconectare. Să-ți regăsești colegi. Înțelegeți, ce n-am văzut în viața mea atâta comunicare intergenerațională. Da, exact. Ca la nivelul Facebook. Deci, realmente, nu există niciun fel de problemă să comunici cu oameni care au 20 de ani mai mult ca tine, care au oameni care au cu 40 de ani mai puțin decât tine. Comunici cu un firesc și nu interesează decât conținutul temei. Da. Nu interesează câți ani are omul ăla, nici nu stai să-l verifici. Și dacă la un moment dat te impresionează cineva și vrei să vezi totuși cine e și constați că persoana are 19 ani, te umpli de încântare. Eu, de la vârsta asta. Da? Sau, din potrivă, că, de exemplu, eu sunt foarte prietenă cu Victor Ebenciu pe Facebook și mai schimbă diverse discuții. E o bucurie, numai pentru că el e cine este. E o bucurie că între noi e o diferență ca între mine și părinții mei, care nu mai sunt, și îl simt foarte aproape, foarte cald, mă întremează. Este un subiect pe care am putea să-l discutăm cu doamna profesoara Miroi în altă ediție asta, acesta cu expunerea în online și cu... Eu, sincer, să vă spun, v-aș asculta ore întregi, deci eu nici nu mai știam că nu, așa curgător totuși. Cristina, am văzut-o că și ea era foarte cumințită. Da, chiar mi-aș dori să mai veniți la noi când aveți timp. Și vă mulțumim că sunteți în oraș, vă spunem din timp și chiar vă rugăm pentru că sunteți o încântare. Deci explicați pe înțelesul tuturor subiecte foarte, foarte interesante. Spațiul nostru este foarte mic. Atâta ne găsește domnul Edith. Că noi mulțumim încă o dată. Noi ne vedem la următoarea ediție. Și vă doresc o viață bună. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc ție, Cristina. Și ne vedem luna viitoare cu o temă foarte interesantă și un invitat pe măsură. Vom vedea dacă este invitat, surpriza. Da. La revedere! La revedere. La revedere.